Dorința mea de bunică pensionară a fost împlinită atunci când s-au așezat copiii la masa de lucru a bibliotecii Traian Bradi Mănăștur. Să înveți copiii, tinerii, la o justă apreciere a lucrărilor de mână, începând chiar să faci un simplu nod pe capătul unui fir, care simbolic zis a devenit punctul de pornire pe calea cunoașterii în domeniul creațiilor de mână. Cum ne-a încurajat Emanuel Kant, aude se sapere, adică îndrăzniți să cunoașteți. Începând să faci ceva, dai posibilului posibilitate și reușind să termini, ai o satisfacție. Eiul fiecărui om a apărut nu doar prin educația dată de părinți, învățători, ori de alte instituții, ci prin autoeducație, ceea ce este de fapt o opțiune. Opțiunea luată însă, într-un fel sau altul, este direct proporțională cu sistemul propriu de valori. Aș dori ca tinerii de azi să cunoască, să descopere lumea cea cu a ei valor, nu doar cu mintea, ci și cu sufletele lor. Arta s-a transformat în condiții de mediu nefavorabile, nemijlocită, de instituții de televizoare, precum era în cazul artelor populare. Arta aceasta poate să recunoască, să renască prin noi, creând moda de azi. Ceea ce au creat strămoșii noștri, azi considerăm tezaurul nostru. Că nu este apreciat azi la justa ei valoare, este vina noastră. Dorința de a cunoaște, mai ales la tineri, de a crea, de a se depăși, de a se desăvârși, de a aspira la un ideal, este și va rămâne forța motrică omenirii pe calea evoluției. Prin exemplu părinților mei, am considerat cartea ca cea mai bună prietenă, iar tot ce am creat sunt inspirate din cărți personare ori împrumutate de la diferite biblioteci, dedicate artelor, mai ales artelor populare. Interiorul spațiilor, locuit de ai mei, era împodobit cu lucruri, obiecte estetice, chiar fanteziste unele, majoritatea ca roada muncilor al creativităților. Modalitatea artistică de individualizarea comunităților la sânul unui popor scoate la iveală talentele ascunse și subliniază propria atitudine spirituală. Aș vrea să ajut tinerii debusolați, plictisiți, retrați pe terenuri lăturalnice, formând găști, ignorând învățământul, alternativele înțelepte și forțează barierele posibilului, mai ales posibilului financiar și cad pradă ispitelor alcoolului, drogurilor. Săraci copii încă nu au aflat că nu tot ce face pe om fericit are capacitatea de a da sens vieții. După rezultatele obținute la Biblioteca Traian Brad din Mănăștur, doamna șefă Octavia, împreună cu colegele bibliotecare, au hotărât să extindă area diferitelor domenii de activitate creativă, printre care se află crearea diferitelor podoabe și obiecte din și cu mărgele. Așa am ajuns să inițiez tinerii în această colectivitate. Aici aș demara și altfel de activități, cum ar fi cusutul, reactualizând motivele populare splendide și atât de valoroase. Ca Cardeleancă maghiară, am cunoscut arta populară și al altor locuitori, prin țesături decorative, cusături, broderii și foarte multe le-am învățat până în prezent, însoțit de decântece în timp ce încercam să înțeleg spiritul creației și a creațiilor. Ar trebui să colaborăm cu alte colective de creație. Credința-i ca un zban cu mămăliga în vind, om, așa-i? Arhimede striga: Eureka, noi ce-am găsit și ce vom striga în viitor? Să fie după credința noastră?